まあ、salutare și bine v-am găsit la un mic vlog. Bine, un mic vlog. Până ajung eu acolo 4 km. Salut, Eduard! Bine ai venit, ești primul, cum s-ar spune, nu? Cald afară? Dar fac mișcare. Se ia undeva pe la umbră. Nu e nimeni la umbră. N-am deloc umbră. Promo? Ce promo? Da, dar notificare. Ah. Știu, aia cexată clopoțelul ăla, aia activa clopoțelul, că altfel nu-ți dă notificare. Mie la anumite persoane abonați, adică unde sunt abonat și am băgat clopoțelul, nu primesc când face live, nu știu ce are, îmi dă eroare. Îmi faci promovare? Unde fac eu promovare dacă sunt cu telefonul pe stradă? Poate zicea, acum nu pot. Am ies eu pe aici, dar am fum. Și cam și un like, a? Da, mamă, îi bate soarele și prea bun. Cum scrie în descriere, mă duc la un campionat de remi, se numește. Știu că ați auzit de el. Cred că mă întorc la 8 seara. Durează mult. În ce oraș? La mine, în oraș, în Călăraș. Am 2 like-uri. Ce ușor fac like-uri când fac vlog și când joc ceva, nu primesc decât 1 like. Am dat o mașină. Nu știu dacă am băgat să vadă bine mașina, bate și soarele. Ah, problema e că se ascultă la ce oră live-ul de diseară? Păi, diseară? Nu știu, pe la 8? 8-9, așa. Pe mașini. Uite pe asta care e parcă pe aici. Și cam umbră pentru puțin timp între stradă. Scuze, e trafic în oraș la mine, la ora asta. Scuze că sunt pe mal. Deci nu sunt pe strada principală unde trec multe mașini. Am o biserică lângă. Și am o sacoșă în mâna dreaptă unde țin telefonul, că n-a să fumez. Oh, da. Ne, era să cad. Și acum schimbă telefonul. Am decis să fac live-ul ăsta așa, să mă plimb și eu. Am 4 km de mers, nicio problemă. Îi fac în jumătate de oră, ori, nu, în jumătate de oră.
Adică la umbra se vede foarte bine. Și voi? Ce ați făcut zilele astea? Mai aveți puțin și începe școala, nu? Pentru cei care s-au luat școală, desigur. A, la mine, mâine de mâine începe Bâlciu. Aș putea să vă arăt ceva filme de mâine în Bâlci. Cu Otsomedi și tot felul. Mult ca sigur o să vă arăt, nicio problemă. Toată lumea a parcat pe trotuar pe unde. Bine, a făcut și parcare, că aveam amateur sunt lângă o piscină privată de vale. Ca să-mi facă domnul cu mașină. Mă uit să merg pe trotuar, că sunt parcate mașini, că a făcut trotuarul ca un fel de mașini. Asta a trebuit să merg la mașini. Mamă, vine o mașină mare. Să fug puțin. Și am ajuns la vreo 15% din distanța care trebuie să... Hai să o luăm pe parc. Aici sunt, știi, oamenii de la bloc, câine aici să recreeze. Bine, și undeva mai încolo este grădina zoologică. Cine mai s-a auzit așa? Ați auzit și voi asta? Dacă am primit vreo abonare, ceva, nu știu.
N-am mai fost prin parcul ăsta de vreo, sincer, încolo, adică spre, mă duc, cam de vreo un an de zile am rămas. Opa, m-am împiedicat. The fuck? Era un morman de ciment pus ca o balegă, să zicem așa. A zis, a rămas puțin, ce facem? Las, pune-o, să vă suce. Și eu n-am uitat, m-am uitat în jos, nu m-am uitat în jos și gata, la. Oh, fuck. Dude, uite ce de dude în copacul ăsta. De fapt, erau, da. Aha. Cum a rămas? De când mi-era ursule. Aude aici, mi-era ursule. Dă încoace, frate. Mi-era ursului. Aha, asta e foarte bună, de mâncat. Uite, o înceapă, am băgat. E dulce, are prăfuras care, cum să zic eu, e dulce prăfurasul ăla și lasă gura pungă aproape. E foarte bun. Și are un sâmbură care nu trebuie să mănânci, că nu e bine. Știu că mai avem niște pere pe undeva pe aici, dar nu cred că mai găsesc eu pere la ora asta. Sau la intervalul ăsta de timp. Hai că trebuie să vă arăt asta. Asta pe arat. O să întorc camera. Când ajung acolo, lumează. Hai că pe aici. O piscină care scoate flăcări. Noaptea scoate flăcări, ziua nu se vede. Cum se întorceam în camera? Ah, acolo. Ok, hai să văd. În 5, 4, 3, 2, 1, parcă sunt conometru, da, contrometru. Fac. O piscină. Știu că merge puțin, s-a cărat, s-a dus telefonul, asta e, a scăpat pe jos. Eu m-aș băga și eu, nea. Da, n-ai voie să te duci în ea deloc. Dacă continuăm. Da, mă. Așa. Mai merg că nu-i nimeni aici. Înainte era plin. Acum câțiva ani de zile era aici plin. Da. Cadul de ori pe orașul ăsta. Avem carturi, avem datea de te duci la sală, dar sunt înfită în pământ, înțelegi? Nu știu. Dar nu pot să filmez că cineva pe aici. Un amfiteatru. Asta cred că pot să fac poză. Poză. Păi fac. Vă arăt. Se vede, mă? Uite, un amfiteatru. Aici e parcul. Ăsta e parcul nostru. Avem o trambulină care trebuie să plătești. Avem o de-aia de-aia cu cablu care dă din partea cealaltă încolo. Acolo, aici un pod restaurat cu o stea în mijloc. Nu întrebați de-a pe stea aia acolo, fugenea. Înainte erau pește aici anul trecut, acum mai rar. De fapt trebuie să fie pește pe aici. În fine, cred că sta la umbră pe deoarece în asta. Și ce să mă arăt? Asta e orașul nostru. Un turn sus. Aș urca, dar nu pot să mai cumpăr înapoi, de frică. Parcul nostru. Ah, și ăsta e hotelul Hestia, se numește. E hotel de 5 stele.
Vă sun acum. Are 5 stele și 5 etaje. 6 s-ar spune, na, sau 7. Și lângă Sfat Munții. Are o mâncare excelentă acolo. Am și teren de fotbal, dacă vreți să ne jucăm, dacă veniți să ne jucăm fotbal. Mai mult ca portare, orică, în fine. Și acolo se fac și în partea de la Antănunț. Aici e doar să te duci, să te relaxezi. Spun să vizitezi orașul ăsta. Cam atât. Asta cu steaua asta aici, habar n-am când am făcut-o. Deci v-am spus, n-am mai fost aici de foarte mult timp. Asta e oraș. O parte din el. V-aș arăta o mașină. Are o mașină de asta la hotel. De-aia veche, mă, de-aia, de fapt, de-aia... din Londra. Vezi? Care se deschid ușile invers, adică... invers. Și desigur, aici este restaurantul cu fițe, nu? Deci nu o să ai tu bani. Dacă este duci eu ca un milog, mă duc să beau un suc, atâta, acestui meu de mâncare. Costă foarte mult. Mai dacă ai bânet. Mai pe loc, doamnă, nu mă călca. Și am ajuns la jumătate de drum. E cald. Vara și spitalul județean? Sau? Cred că trebuie să schimb din numele, să fac asta, cum se numește, turul orașului. Bine, dacă el fi turul orașului, ar dura 3 ore. Ah, cam am. Bine, se numea înainte spitalul meu, aici în stânga mea, nu pot să vă arăt. Ca în loc că bate soarele, se numea spitalul morții. Te duceai cu o bolă și scăpai de ea și plecai cu alta. Asta pot să zic. Asta e. Bine, acum s-a modernizat. În dreapta mea e un parculeț mai mare. Asta era parcul cel mare înainte, dar nu prea știu că s-a luat din spate, care de la martate parcul cel mare și este parcul central. Bine, asta e jumate dintre el. Parcul central e undeva mai încolo. Și ăla e cel mai mare. Da. Dacă așa decide lumea, așa decide lumea. Acum nu mai intra nimeni, mă? Să zică, ce faci, mă, berebi, bă? Mai bei? Ceva de genul, că doar am numere berebi de la bere și bii, bii, na. Măi, vrață, la fine. Cum am zis? Copăcei, copăcei. Mă apropie de magazinul șeful, fostul meu șef de tură. Șef de tură, auzi la mine, șef de obiectiv. Nu mai sunt la el la fel. În altă parte, el trece pe lângă mine mereu. Sunt la muncă. Eu, cum am zis, de bere, de gata, a apărut lumea. Uite, aici e clubul sportiv. Aici sunt toți sportivii noștri care pleacă în cantonamente și peste tot se duc în... Adică
sportivii noștri, ca să zicem atletism, canotaj, baseball, dar mai mulți cei care sunt din afară, adică nu din oraș, nu stau aici. Salut, salut! Drag, tu ai cum ai prins? Da, tu? A, din păcate. Nu fost prieten. Da, sistem medical. Uite ce pizza! Înghețată! Am văzut o bunăciune acum. Cine să vă arăt și plaja mare, mă? Plaja Dunăre, cum s-ar spune. Vreți să vă arăt Dunăre? Să mă duc până la Dunăre. Chiar undeva pe acolo. Meșilele să mă duc. Hai, cum mă duc. Arăt Dunărea, mă. Noi suntem la oraș de Dunăre. Știe lumea unde e Călărașul, mă. Nu se zică, a, Călărașul ăla din micul țării. Și că nu. Că am fost eu până în Suceava. Și zic, da, unde sunt băieții din Călăraș? Zic, a, din Bacău sau nu știu, în cea din milocul țării, pe undeva pe acolo. În Bacău nu e încolo, scuze. Și zic, nu, 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 de lângă bulgari. Și acolo. Cu bulgarii sunt mai înainte. La vreo 8 km. Uite lumea pe plajă, fii atent tu. Mai trecem acum la ora asta? Să vezi tu faci tare lumea pe plajă. O, oh, am scăpat sacoș. Hai că vă schimb panorama vieții. În 5, 4, 3, 2, 1. Uite, mă, merge bac. A scăzut Dunărea. Bine, asta se numește brațul Borcea, înțelege? Dar e Dunărea, până la urmă. Nu știu dacă se vede, eu nu văd nimic, îmi bag și eu. Se vede, bă? Hai, cum se vede? Dincolo se duce, vine dincolo, din... Oho. Dincolo. Și se duce încolo spre Marea Neagră. Sau Tulcea, Chilia. Mișto asta, nu? Bine, eu mă duc în altă parte, nu mă duc aici, că e scump pe plaja asta. Și n-am fost anul ăsta, desigur. Și am plecat. M-am transpirat. Dacă a scris ceva, n-am văzut. Pare rău. Bate soarele și nu văd. Porumbel. Sunt rămas jos la pește. Acum pe la umbră că e nasol. Umbră, umbră. S-a închis telefonul, nu glumă. Mi-a și prins o țigare de aer, am trecut pe domnul gardian care plătește parcul ăsta și n-ai voie să fumezi din parcul ăsta deloc. Bine, pot să fumez, dar în locuri special amenajate și nu prea le văd. Și e bine, adică, na, să fie curat în parcul ăsta, că oricum e destul de curat, adică câteva frunze la copaci pe aici undeva. Dar în zona unde sunt eu. Că mai în dreapta, na. Gapa pe acolo.
bă, am ocolit puțin și a trecut timp. Iar nu văd nimic. Acum am văzut. Graffiti pe aici, pe jos. N-am pus să arăt pentru că sunt de copii. Bine, campionatul de remi nu pot să vi-l arăt. O să vă arăt decât o poză la el. Când cine a câștigat, cine nu. Că atâta pot să arăt. Vreau seama, să-mi iau bătaie. Ultima oară am câștigat și un meci sau două din șapte. Deci mai să vezi. Mănim pasul, cică. Omos. Bine, n-am obosit deloc, dar foarte cald și mi-au luat tălpile. N-am, am luat niște pantofi care nu transpiră deloc, adică nu are aer și nasol. Deci te-am băgat în apă. Ceva de așa. Apă fiartă. Păi, să mă întorc pe aici. La umbră. Acum au niște trepte de 2 metri lungime. Deci că când urci, urci. 2 metri, adică. Eu sunt alt și am piciorul mai lung și ne fac eu cumva. Pac, ia de 2 metri, ia de 2 metri. Și acum am de făcut. O iau în față sau fac stânga și pe mâna dreaptă. Aici, aici. O iau pe la piață sau să o iau pe la Parcul Minune. Un parculeț ăsta se numește parculețul de fibră de sticlă. Sau lângă, pe lângă stadionul Navrom. Așa se numește stadionul. Nu fi mic stadion. Acest se juca înainte. Juca echipa mea națională, adică călărășeană, cum se numește Dunărea Călăraș, aici a jucat înainte primară și omul s-a mutat la stadionul respectiv Andrei Comșa, unde i-am bătut pe Politehnica Iași cu 2-0, desigur, în linga 1. Știu că s-ar putea să jucăm cu Dinamo peste 2 săptămâni, deci o să fie mare bătaie. Și o să mă duc să mă păzesc, că îmi bat picioare. Mă ajută tare. Îmi bat picioare, dar mă plătește, deci nu e nicio problemă, dar o să iasă cu bătaie, cu măcel, dacă îmi bate în prizea la moviște, adică, dar nu cred. Obicei ăștia ai mie sunt mai tari în gură, în gură și la bătaie. Ai problema. Și fiu atent să nu arunce cu ceva. Sau mie în față. Oricum noi nu ne uităm la meci, ne uităm direct la suport. Deci, păi, la pomobel. Uite pe aici, în gangul ăsta pune spune acum, n-am luat-o de 4 ani de zile. Și am mintis. Uite, la una de 10 ani de zile. Nu putea mai vilu aici. Wow.
puțin sunt aproape de strada portului, adică cobor la port. Și eu ziceam mai Măcaraua, de aia înaltă de vreo 40 de metri, 50 de metri. Stai, sunt două, am uitat. Okay. Și aici era un parculeț, se numea parculeț de fibră de sticlă. Dar acum nu mai nimic din fibră de sticlă, decât un, două topogane. Trei. Ok, trei. Ce să audem aici? Bă, cineva le-a rapid, da. Scuze de ei de la aici, da. Cineva tunde iarba. Are aparat de atunci iarba. Și nu uita mai piloiul, desigur. Nu l-a arăt, nu se știe să nu plă mai departe. Bine, nu mă cunoaște, dar poate zice, bă, dar nu-i vila mea. Cine mă filmează pe mine? Vedeți? Și na. Fără acordul lui, nu ai voie să filmezi. Și dacă îl filmezi, trebuie să-i blurezi față. Asta e. Nu mă știu. De viteză, frate, că oricum nu trece nimeni la fine. A avea timp. Cât am făcut? 32 de minute. 33. Bine, am ocolit puțin ca să vă arăt niște lucruri. Nu mi-a făcut mâna. Și mai am până ajung. Nu știu dacă am voie să arăt asta, mă, că vă arăt, am luat eu, să mă vedem în care puțin. O biserică catolică, ce că se numește asta. Ia uitați-vă aici. Sus! Știu, e mare, cât un bloc de 8 etaje. Mă întrebați că n-am văzut pe nimeni să intre pe aici. Deloc. O intră seara, cred că cine știe. Și mai am vreo, nu știu, 200 de metri și ajung la destinație. Dar înainte să ajung la destinație trebuie să mă fac o ocolire, să mă duc la magazin. Cald, să-mi iau bere, desigur, nu vă gândesc că-mi iau apă. Și dulciuri, trebuie să iau dulciuri. Asta e. Așa se câștigă intrare. Un rechin. Nu e rechin deloc. O luăm pe aici, pe dacă urmă următoare ajungem de la destinație. Și acum o punem puțin. L-am toat și eu iau cu autobuzul. No, mai. Ce taxiu, du-te mă cu taxiu, mă. Vreau să fac ceva. Cineva pe live, uite că nu e nimeni pe live. Să-mi spune și mie, dacă e cineva pe live acum și... Sau nu e nimeni, oricum. Care ar fi mai bine? Un G29 sau un G920? Volan, mă refer. E doar altul să știe, că știe la mine. Mă frământă să iau unul dintre ele. Dar nu știu, frate, mi-e vrea să iau G29, eu vreau să iau G920. Nu știu pe care.
G29 merge pe PS4, G920 decât pe Xbox și PC. Bine, merge și ăla pe PC. Dar G920 seamănă cu G27. Faza tare. Nu știu ce să zic. Lăsați în secțiunea de coment acolo, dacă vreți, să-mi ziceți care e cel mai tare. Și vedem noi. Știi că vreau să mi le iau în decembrie. Problema e că nu mai suport, vreau să mi le iau acum. Plătesc o rată mai, nu tot în rate, desigur, am ceva în rate acum, efectiv. Dar nu știu dacă mai iau și ăsta în rate 14 milioane plus schimbături, vreunei vreo 16 milioane. Cât n-ai mai dau? Ar da și da 1.600, 2 milioane plus la rată. O să dau vreo 7 milioane total pe lună. Mă fișor, că mai am alte rate între ei. Uite, biserica unde m-am botezat eu. Doamne ferește să nu ajung aici. Înțelegeți la ce mă refer? Că am un preot și încă un preot care sunt amândoi mormântați în fața bisericii. Așa se face. Ia n-a scăpat mie. Așa. Păi, mai am, stai lângă biserică. Asta n-are gardă, așa că e un fel de parculeț aici. Stai lângă biserică, vorbești, te aude Domnul orice spui, deci nicio problemă. Vede tot, aude tot. Oricum, vede tot, aude tot și când ești acasă, nici nicio problemă. Așa. Păi, și ca în urmare, ce să spun, 37 de minute, mamă. Am zis că fac cu 7 minute mai devreme aici, dar am zis vreo 40, m-am zis eu că, na, pantofi noi și noi. Ce de golfuri pe aici, numai golf, 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 4 golfuri negre. Ok, mersi că ați fost a stat de alături de mine până la sfârșit, sau ce uit care o să stați. Și nu uitați, dacă v-a plăcut ceea ce am făcut, să dați un like și un share și un subscribe pentru mai multe vloguri în continuare. Până data viitoare, la mulți ani, vreau să zic, numai bine. Ceau, ceau, pa, Gaming World Vlad.